cardiolog, cardiolog intervenționist. E o formă de trecere între cardiologie și chirurgie cardiovasculară. M-a interesat foarte mult să-mi povestești din T0 în T1, cum ai ajuns aici ca persoană. Cât de greu ți-a fost, cât de mult te-ai zbătut? Cred că cea mai importantă componentă a personalității mele, pentru care noi suntem nemulțumiți, în general, românii, pentru asta noi sunt foarte mulțumiți, sunt diversele orânduiri sociale pe care le-am trăit în mod conștient. M-am născut în comunism, am fost educat în comunism, am beneficiat de acea dualitate a educației în comunism, în care aveam o anumită educație la școală, iar cărțile, lectura erau refugiu. A venit Revoluția, am trecut conștient prin capitalismul sălbatic, am trecut conștient prin ușoara și grea reformă spre democrație, am aflat ce înseamnă democrație, am aflat ce înseamnă teoretic, cel puțin Uniunea Europeană. Am trăit un fel de istorie condensată între 16 și 44 de ani cât am acum. Cred că cea mai importantă caracteristică care a dus la, sau cel mai important drum care a dus la versatilitatea personalității mele, să zicem, a fost tocmai această trecere conștientă printr-o perioadă de istorie foarte concentrată. Da? Pe nu suntem supărați că am avut parte de atâtea schimbări în viață. În mod normal, n-ar trebui să fim supărați, pentru că ar trebui să ne adaptăm permanent. Da? Dinozaurii au dispărut pentru că nu s-au putut adapta. Da? Deci noi ar trebui să ne adaptăm. Noi ar trebui să ne adaptăm în ultimii 20 de ani, în ultimii 23, 24, 25 de ani, la lucruri pe care un occidental, un olandez de 44 de ani, nici n-ar visa că ar putea, nu că ar trebui, nici n-ar visa că ar putea să se adapteze. Cred că asta este un lucru foarte, foarte bun care mi s-a întâmplat. Când erai mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Din nefericire, doctor. Eu sunt un exemplu foarte bun în care drumul alege și nu alegi tu. Da? Primele mele amintiri despre dorința mea de a face medicină datează de undeva de când stăteam pe uliță și făceam, mă scuzați acum, injecții la ursuleți de pluș. Cred că aceste gesturi au dus la o convingere. Da? Deci nu invers. Nu anumite lucruri din viața conștientă, așa am văzut exemplu, am văzut... Nu, pur și simplu am avut o idee care cred că mi-am băgat-o singur în cap la un moment dat pe niște conjuncturi. Dar de când știu, mă știu, de când mă știu, am vrut să fac medicină. Fără să am motivații din acestea. Nu o să încerc să mint acum, să spun că vreau să salvez oamenii la 17 ani când am ales, când am început să mă pregătesc pentru facultate. Nu. A fost o chestie care exista în mine pur și simplu. Tu ești din Brașov? Nu. Nu, am un circuit geografic destul de interesant. Sunt ardelean. Asta se vede. M-am născut la Oradea. Când am avut 3 ani, părinții mei s-au mutat la Sibiu. La Sibiu am terminat liceul, am terminat facultatea la Târgu Mureș, m-am întors 2 ani la Sibiu, până m-am întors 16 ani la Târgu Mureș, după care am plecat din Târgu Mureș, am venit la Brașov. Uh-huh. Asta iarăși a fost, mă scuzi, a fost foarte important pentru mine. Contrar cutumelor din România, că te naști, trăiești, te angajezi, te pensionezi și mori în același loc, tot așa am fost oarecum silit să mă mișc destul de mult pe parcursul vieții. Dacă ar fi să dai 3 sfaturi cuiva care vrea să evolueze mai bine, mai repede, care ar fi acelea? 3 sfaturi. Nu există ghinion. Nu există lucru care ți se întâmplă rău.
fiecare lucru care ni se întâmplă, nu o să spun că ni se întâmplă cu un scop, Doamne ferește, nu este atât de banal, dar trebuie să găsim utilitatea fiecărui lucru care ni se întâmplă. Vorbeam de lumea înainte de pierderea inocenței. Da? Utilitatea pierderii inocenței este foarte mare atât timp cât nu-ți pierzi umanitatea. Da? Deci, în fiecare lucru care astăzi ni se întâmplă, noi putem să devenim oameni mai buni. Dar trebuie să găsim puterea să recunoaștem acest lucru. Al doilea sfat este obiectivitatea extremă cu propria persoană. Cheia insuccesului este lipsa de obiectivitate cu propria persoană. Atunci când putem da o mulțime de sfaturi celor din jur, dar niciodată nu ne putem evalua noi pe noi. Al treilea sfat este că să nu ne fie rușine că ne schimbăm. Da? De exemplu, acum, dacă eu m-aș raporta la sistemul meu de valori morale de când aveam 16 ani, mi-ar fi rușine, nu? Să nu ne fie rușine că ne schimbăm zi de zi. Da? Până și pietrele se schimbă. Munții se rodează. Totul în jurul nostru este marcat de schimbare, se schimbă în timpurile. Noi, până la urmă, murim. Oamenilor le este rușine că se schimbă. Ce, mamă, când acum 10 ani eram așa, eram altfel, nu trebuie să-ți fie rușine că te-ai schimbat. Pentru că tocmai schimbarea asta te definește ca și personalitate. Ce importanță are etica în activitatea ta? Ca pentru creștini Ierusalim. E un loc de vizitat? Nu. Totul. Și în același timp nimic. Explică. E foarte greu. Există enorm de multe momente în care îmi încalc aproape toate principiile de etică. Pentru că depinde la ce te raportezi. Da? Medicina în sine ar trebui să fie un lucru condus exclusiv după principiile de etică. Niciodată n-am încălcat un principiu de etică profesional. Niciodată. Dar etica mea personală, eu încalc în fiecare zi. Solicit bani ca să salvezi vieți. Sigur că ne putem ascunde în spatele unor frumoase afirmații, cum că e libertatea omului să vină sau să nu vină, sau să aia sau să aia la altă. Nu vreau să ne ascunde. Este artevo. Trebuie să inspirăm oamenii. Cum să inspirăm? Etica ta personală, ți-o vei încălca în momentul în care în jurul tău sunt 35 de colegi care sunt extraordinari de buni profesioniști, care au făcut foarte mari sacrificii ca să ajungă ceea ce sunt, care au copii acasă, care nu lucrează în altă parte decât aici, care trebuie să aibă salariu. Dacă ar fi după etica mea personală, bineînțeles că absolut totul va fi gratuit. N-am schimbat nimic de când am stat la privat, din punct de vedere al eticii și al moralității. Din nefericire, sănătatea a devenit un bun, pe care unii ni-l permitem, unii nu. Iar acest lucru, niciun discurs populist nu poate schimba. Da. Și un cuvânt de încheiere? Puteți să mă întrebe altceva, ultima întrebare. Atunci te întreb, ce te motivează să mergi mai departe? Nu vreau să emigrez. De când am terminat facultatea, conceptualizatorii sistemului nostru de învățământ și de sănătate
adică niște fiare politruce, ne dădeau două variante. Da? Rămâi aici. Regulile vor fi așa, că e un fel de semisclavagism, un fel de aia, un fel de altă, baroni, sau poți pleca. Mă motivează foarte doar. În limitele etice pe care mi le permite acest spațiu geopolitic, să nu fiu silit să-l părăsesc. Mă interesează foarte tare acest lucru și mă motivează teribil. Vreau să am un rost în țara mea. Mă motivează teribil. Sunt un pic patriot, probabil. Deși de Suedia e rușinea. Ce tip de oameni îți plac? Cu ce tip de oameni îți place să interacționezi? Puternici și agresivi. Mă țin în formă. Urăsc lingăi, urăsc autosuficienții, urăsc yes-menii. Cum? Urăsc. Yes-menii. Ah, yes-menii. Da, nu-i urăsc acum, Dumnezeule, nu, e prea mult, că n-am timp să mai urăsc pe nimeni. Îmi place să mă înconjur de oameni extrem de competenți, extrem de confidenți în ei înșiși, agresivi, da? Pentru că chestia să mă țin în formă și pe mine, eu am mare grijă să țin în formă pe ei, dar viața cu altfel de oameni este mult mai plictisitoare decât o emisiune de televizor. O întrebare clasică de interviu. Cum te vezi peste 5 ani? Nu am, nu-mi pot permite, la gradul de knowledge pe care l-am eu despre societate, nu-mi pot permite să fac niciun fel de apreciere despre cum mă văd peste 5 ani. În cea mai bună dintre lumile posibile, mă văd tot aici. Bun, și acum am un cuvânt de încheiere? Așa cum am un cuvânt de încheiere, mi-aș dori ca aceste lucruri care le faci tu, le fac alții ca tine, să devină o regulă, deși știu că este ideal. Aș vrea să ne cunoaștem mai bine și aș vrea ca oamenii care promovează lucrurile astea să fie mai deși. Îți mulțumesc! Eu mulțumesc!